Bună ziua, stimați telespectatori! Iată ne din nou în biroul domnului primar Cristian Matei, primarul municipiului Turda. Este o primă emisiune din anul 2019, un an care se anunță prolific din punct de vedere al lucrărilor de infrastructură din Turda. Bine v-am găsit, domnule primar! Bine ați venit! Haideți să începem cu acest debut de an 2019. Cum a fost pentru administrația turdeană? Cum ați început anul? Păi, începutul de an a fost o continuare firească anului trecut, noi nu ne-am oprit deloc, sigur am stat și am sărbătorit tot sărbătorile de iarnă, dar problemele sunt din ce în ce mai multe și iată că anul ăsta încep să intre banii europeni în Turda, adică vor fi puse în operă sumele pentru care am muncit doi ani jumate la anumite proiecte care am semnat finanțări, s-au derulat etape etape și proceduri pentru a putea fi puse în operă. Ei, uite că anul ăsta foarte multe proiecte vor intra în lucru. Luni intră în lucru cartierul industrial, care sunt sume pe PNDL. Probabil că vom începe cu strada Tândulești, care e o stradă destul de lungă, va începe reabilitarea și modernizarea completă. Între timp s-au judecat licitațiile și la compania de apă, deoarece trebuie să ne coroborăm programul cu cei de la compania de apă pentru ca noi să mergem în urma lucrărilor făcute de ei pentru a nu fi puși ulterior în postura de a sparge și a reface trama stradală. Nu este ușor, vom căuta să găsim soluții de așa manieră încât chiar dacă la anumite străzi vom fi puși în situația de a acționa noi primii, am găsit deja soluții tehnice și cu inginerii firmelor antreprenori și cu dirigenții de șantier să le executăm de așa manieră încât să nu sufere nici populația și să nu sufere nici lucrările, calitatea lucrărilor în sine. Ei, pe lângă acest proiect, în care este vorba de 19 străzi, lotul 2 și 3, cartierul industrial, aș putea aminti strada Teclu, strada Petru Rareș, strada Arieșului, care sunt străzi mai lungi, străzile din spate de la Turdeana, fabrici și așa mai departe, dar sigur, astea sunt prezentate, au fost prezentate permanent pe organismele de presă și online și cred că lumea deja le cunoaște. Tot din 15 martie vor porni lucrările celor 20 de străzi din Băi. În 15, practic, pornește organizarea eșantiere, iar lucrările efective vor începe cel târziu până la 1 martie și din nou 20 de străzi din cartierul Băi își intră în lucru. De asemenea, tot în paralel, tot în 15 martie, circa 15 martie, va începe mormântul Lumia Viteazu, obeliscul, zona obeliscului, care, după cum știe toată lumea, va fi un nou parc cu diverse obiective atractive. Vom avea acolo și un altar, vom avea și o scenă pentru diverse activități culturale, vom avea și o platformă pentru vizionarea orașului care va avea o înălțime de 33 de metri, plus o alee centrală, totul va fi în piatră, se va lucra, se va planta dale de iarbă și dale de piatră, o fântână arteziană. Deci este un proiect deosebit, se va amenaja și parcare și un foișor pentru suveniruri. Este un proiect deosebit care va atrage foarte mulți turiști pe lângă cei existenți, care zilnic vizitează această locație. Pe perioada lucrărilor acolo nu se va închide accesul spre mănăstire și obelisc, nu? Nu se va închide. Noi intenționăm să
edificăm și un drum secundar pe perioada cât se lucrează la ale și drumul ăsta va avea dublă semnificație. Unul, că va permite accesul în mănăstire în afara parcului pentru vizitatori și a doua destinație va fi transportul de materiale mai mari care nu vor mai avea acces prin parc, pe aleile care se vor edifica acolo. Și în acest sens, probabil că și mănăstirea Mihai Vodă va trebui să permită să fie practicată o poartă de intrare în spatele mănăstirii prin gardul existent și atunci rezolvăm foarte multe probleme, atât materialele cât și persoanele care în anumite situații de reparații sau știu eu ce situații pot să apară, poate să aibă accesul pe acest drum. Spuneați de lucrările companiei de apă. Anul trecut s-a semnat acel contract vizând partea de nord a orașului. Celălalt subsecvent s-a semnat până la urmă sau? Deci eu știu că primul s-a semnat cele 6 și cred că s-a fost adjudecat și cele 5. Celălalt încă nu, dar pentru cele 6 și cele 5 conțin părți însemnate din municipiul Turda și pe mine ce mă încântă este că arterele principale care sunt pe PMOD-ul primăriei, adică vor fi reabilitate pe bani europeni, sunt prinse artele principale, cum ar fi Cuza Vodă, cu care noi vrem să rezolvăm practic o variantă de ieșire rapidă din oraș și care va fi edificată pe 4 benzi, începând de la intersecția cu spitalul până la ieșire la Dacia Service în Turda Nou. Este foarte important, este foarte necesară în imediata perspectivă și nu numai. Exact cum am rezolvat problema cu strada Mariciu, cam așa ceva se dorește a fi și Cuza Vodă, doar că Cuza Vodă, fiind foarte lată, va permite un acces mult mai rapid spre a părăsi orașul. Da. Avem vești bune și de la pod, se lucrează intens pe proiectare, probabil că în scurt timp vedem cum putem face o restricție, se impune o restricție de tonaj, din cât am înțeles, la pod. Noi nu putem închide circulația pe 22 decembrie, adică permite circulația utilajelor grele pe 22 decembrie, deoarece noi foarte repede vom începe pe 22 decembrie asfaltarea. Mă rog, modernizarea, că nu numai asfaltare, deci tot, cu trecere la nivel de cale ferată, cu piste de biciclete, cu tot, inclusiv îngroparea cablurilor electrice. Ceea ce denotă, adică prin asta înțelegem faptul că nu vor mai fi stâlpi, iar cabliștii de curent slabi, ei își vor practica îngroparea cablurilor în trotoare. Deci va fi o lucrare de amploare, chiar dacă e numai 1,4 km, dar va fi odată și etalon și reprezentativă pentru Turda și foarte necesară. Este practic intrarea dinspre autostradă în Turda și trebuie să fie foarte bine executată. În al doilea rând, acolo va fi edificat și un sens giratoriu foarte mare la intrarea în pe strada 22 decembrie, un sens giratoriu care, după consultările pe care le-am avut cu proiectanții noștri, cu companiile multinaționale de pe artera 22 decembrie, am ajuns la concluzia că va fi un sens giratoriu inedit, în sensul că la utilaje lungi de peste 24 de metri, practic sensul giratoriu se va deschide în mijloc, ca să permitem autovehiculor lungi, care nu se încadrează în raza de curbură a sensului giratoriu, să poată părăsi orașul. Va fi, zic eu, va fi ceva extraordinar și cu ocazia asta, practic, Turda începe să se schimbe din toate direcțiile. Mai sunt proiecte, Cat Roman va începe în acest an, deja suntem aproape de finalizarea licitației,
După cum se știe, au intrat școlile cu investiții destul de însemnate, e vorba de 2 milioane de euro, au intrat la 4 școli, dar 4 școli însemnând vreo 9 locații. Dacă se dorește, pot explicita la liceul de chimie numărul 1, avem reabilitarea atâta școlii, a liceului, interior-exterior, cât și cantina, cât și internatul. Urmând ca la anul să vedem, să obținem niște fonduri pentru a putea renova și sala de sport. La școala Andrei Mureșanu se renovează la fel școala de pe Rațiu, școala de pe Bariciu, interior-exterior. Sunt lucrări de durată, dar noi am pornit deja să facem promo pentru aceste chestiuni care se întâmplă. Părinții sunt foarte încântați, elevii sunt foarte încântați. Începem să lucrăm și pe dotări, să vedem anul ăsta cât putem și continuăm cu școlile, fiindcă toate școlile au fost un sector mult lăsat în urmă și s-a ajuns la unele locații să aproape să nu poată fi autorizate de către Sanepid. Și încetul cu încetul, uite că ne mișcăm bine, Turda crește, probabil acum suntem în evaluare și cu teatru și cu fosta casă de cultură, care va fi palat cultural. Foarte multe, circa 21 de proiecte care vor avea aplicabilitate cu începere din acest an. Deci intră foarte mulți bani în Turda. Vă întrebasem de proiectul de extindere a rețelei de canalizare și apă potabilă, pentru că multă lume din Oprișani întreabă când le vor fi asfaltate și străzile lor. Am văzut că în Poiana au rămas doar două străzi neasfaltate, în Oprișani mai sunt și acolo destul de puține, pe care le-a scris în programul pe banii bugetului local. Deci, dar nu se pot face până când nu se... Unde am asfaltat, aveam niște condiții create, în sensul că nu mai trebuia să intre nici compania de apă, nici alți rețeliști. În Poiana, partea care am asfaltat-o anul trecut, era complet terminată de ceilalți și am putut și noi cu succes să facem ce am făcut. Am început și Bucegiu în Poiana, sigur ăla a fost pe credit, au venit intemperiile iernii care n-am mai putut continua, dar s-au reluat lucrările în Poiana pe strada Bucegiu. Eu știu că doar o stradă mai este, mai puțin câteva alei mici care sau niște intrânduri, care vine dinspre cartierul Oprișan, Micro 4, și care trebuie să intre în compania de apă să își efectueze lucrările, după care o asfaltă și ea. Am promis, voi asfalta toată Turda. Mă refeream la cele din cartierul Oprișan 1, din Micro 1. Acolo sunt Ponore, Luptător, Frăsineți și dincolo Cânepiș, Bujorului și ce mai sunt. Alea sunt singurele care au rămas neasfaltate. Tocmai că au rămas străzi puține, dar solicitările oamenilor sunt multiple și noi de-aia existăm și de-aia suntem aici ca să rezolvăm problemele oamenilor și să le creăm un confort cât mai mare în ceea ce își doresc, condițiile de abitat în municipiul Turda. Și atunci am hotărât că începem cu curățenia asta de primăvară, adică cu toaletări complete. De ce nu s-au toaletat în ultimii 41 de ani? Vom toaleta anul ăsta tot, fiindcă nu se poate să lăsăm la infinit și să ne tot gârșim la niște chestiuni care sunt normale și firești. Oamenii ăștia trebuie să trăiască fără riscuri, adică nu stau că copacul ăla pică sau copacul ăla e sterb sau copacul ăla n-are frunze sau e mai înalt ca blocul. Deci sunt tot felul. Și atunci am spus, hai domnule, să facem chestia asta, îi dăm drumul și rezolvăm tot. Și sunt, adică am ajuns la situația în care trebuie să fiu mai radical. Asta trebuie făcut și asta vom face. Chiar dacă toate costă. Datorită faptului că în anul 2016, cât s-a putut, și în 2017 și în 2018, am rezolvat aleile principale din microcartierele existente, am hotărât că anul ăsta să trecem mai departe
Și între blocuri și între aleile care au fost asfaltate în 2017-2018, să începem să amenajăm tot. Și în cartierul micro 1, și în cartierul micro 2, și micro 3, și micro 4, și aici fac o paranteză, că am avut eu o inițiativă, am dat în lucru la Comisia de Sistematizare și o să pun și în dezbatere publică, aș vrea să schimbăm denumirea acestor cartiere. Cu personaje reprezentative, cu personalități ale zonei respective, în timp, în istorie, în literatură, știu eu, în cultură, cu ce s-au remarcat oameni respectiv. Da, cum ar fi, de exemplu, cartierul micro 2, să spunem cartierul Ioan Opriș. Sau dacă cartierul micro 3, încă nu știu cum, dar sunt deja diverse oferte de nume, am cerut multor persoane și să vedem cum rezolvăm. Închid paranteza. Dorim să facem așa. Locuri de parcare între blocuri, curțile care n-au fost asfaltate, locuri de joacă pentru copii și spații verzi. Și așa le vom alege încât un părculeț cu loc de joacă pentru copii și cu tot ce presupune el să facă față la câteva blocuri, nu să fie un singur părculeț în, știu eu, dita mai cartierul. Și aici, pentru că nu este ușor să stabilești niște astfel de funcțiuni ale zonelor urbane, m-am gândit că ar fi bine să angrenez populația în procesul de decizie și de de edificare a ceea ce dorește populația în zona unde trăiește și atunci am inițiat un nou proiect pe care l-am denumit Turda Decide. Practic este o bugetare participativă pentru cei care doresc să facă proiecte pentru zona lor. Credeți-mă, n-am crezut că într-un timp extraordinar de scurt, respectiv 1 februarie, 15 martie sau cam așa ceva, deja sunt peste 50 de proiecte depuse, ele vor fi analizate de o comisie și cele care vor câștiga vor fi finanțate. Pentru că este un proiect pilot la Turda, am alocat o sumă aleatorie, 1 milion de lei pentru aceste proiecte. Cele care vor fi finanțate trebuie să încadreze în acest 1 milion de lei. Asta nu înseamnă că celelalte care nu câștigă în urma analizei comisiei nu le vom finanța, le vom finanța. Dar atunci, cu rectificări de buget, vom suplimenta bugetul cu un milion sau cu 3 sau cu 4, să vedem cât este nevoie, ca ceea ce se face în cartiere să fie ceea ce vor oamenii. Sigur, noi avem aici arhitecți, avem ingineri constructori, avem serviciu tehnic. Suntem în măsură încât să dăm o altă față orașului, dar am spus că este foarte bine ca populația să-și aducă contribuția prin ideile pe care le are și prin implicarea efectivă asupra acestor proiecte. Apropo de cartiere, ați început și construcția blocului Anele pe strada Zambilelor. Da, da, este deja, s-a făcut recepția de amplasament și, din câte am înțeles, era o recepție parțială ieri, trebuia să trimite și noi membru a primăriei din serviciul tehnic. Eu sper că dacă totul merge bine, s-ar putea termina în acest an. 48 de familii își vor găsi adăpost în acest bloc. Dar noi mai avem în continuare făcute demersuri pentru încă 2 blocuri Anele și 6 blocuri sociale. În zona locomotivei, strada locomotivei. Socialele în zona locomotivei. Celelalte, acum nu v-aș putea spune exact unde am dat amplasamentul, dar sunt zone unde se vor fi locuite. Data trecută, în emisiunea noastră, un interviu pe care vi l-am luat, am promis că vom vorbi în următoarea mai cât de cât, mai mult decât data trecută, despre sectorul de sănătate, despre Spitalul Turdean. Da. Acolo ce planuri aveți? Păi, în primul rând, am ajutat foarte mult sectorul de sănătate, după cum știți. Bugetele noastre nu sunt foarte promițătoare.
dar nu vom face niciun rabat de la a ajuta sănătatea, dar, după cum știți, eu sunt adeptul fondurilor, chiar dacă nu sunt numai europene, pot fi guvernamentale, pot fi fonduri elvețiene și orice norvegiene și orice tip de alt fond. Și avem acum lucrăm la un studiu de oportunitate pentru dotarea spitalului, urmând ca acea clădire a maternității, care este super infestată, are peste 100 de ani, urmează să fie dată jos, să fie demolată. Acolo probabil că vor rezolva cu fonduri guvernamentale prin CNI, exact metoda cu care facem sala polivalentă acum, apropo că este un alt obiectiv care intră în acest an. Urma să vă întreb. Urma să vă întreb și de așa. Și aici v-aș putea da o listă pe care am discutat-o cu Direcția de Sănătate Publică, bine, începând cu domnul manager al spitalului, cu Direcția de Sănătate Publică, cu medicii șefii de secții din spital, da, din Turda, și cu un consultant în aparatură medicală, și a ieșit o listă foarte interesantă care cred eu că o putem rezolva în acest an chiar, fiindcă miercurea viitoare am întâlnire cu toți reprezentanții de care spuneam și aș putea să vă dau niște exemple. Deci, ce s-a constatat că ar fi nevoie este aparat de ventilație mecanică, artroscop, aspirator chirurgical, bronhoscop, ecograf cu sondă lineară și convexă, EEG, electrocardiograf, electrocauter, masă chirurgicală, ginecologie, masă macroscopie. Deci este vorba de circa 46 de aparate medicale, sigur, unele mai sofisticate, altele mai simple, dar care trebuie să facă parte din accesorizarea care se impune la un spital de tare a cerului din Turda. Și din discuțiile de ultimă oră cu domnul director de azi dimineață, domnul director de la spital, a reieșit că ar mai fi încă o sumedenie de aparate care s-ar impune și probabil că mâine vom avea o discuție în care definitivăm lista ca să putem să procedem asupra procedurilor pentru a accesa fondurile care, în cazul nostru, este vorba de fonduri europene. Aceste aparate sunt separate de computerul tomograf pe care deja l-ați achiziționat. Separat de computerul tomograf care a fost deja instalat, s-au făcut și probele, s-au primit toate vizele, am înțeles că deja s-au făcut câteva probe. Eu ce pot să vă spun, că marți, la ora 11 probabil, sau la 10, vom face o conferință de presă cu lansarea computerului tomograf în lucru, cu imagini de la fața locului și conferința de presă ne vom exprima și vom face prezentarea computerului și la conferința la care vor participa și personalități medicale din conducerea județului și așa mai departe. Urma să vă întreb de clădirea fostei maternități, dar ați răspuns deja. Să vorbim de sala polivalentă, ce se mai știe despre ea. Sala polivalentă, în 14 martie, din cât știm noi, este depunerea ofertelor de către ofertanții care doresc să devină antreprenori pentru această sală. După 14 vom cunoaște câștigătorul sălii, după care proiectul este făcut, deci urmează să deschidă șantierul și să-i dăm drumul. Deci nu mai există alte etape intermediare, totul este în linie dreaptă. Suntem în luna martie, luna curățeniei. Ce o să se facă și anul ăsta, că acum de 2 ani au fost niște luni ale curățeniei destul de ample? Da, și eu mențin punct de vedere, adică punct de vedere în ceea ce privește curățenia, nu mă voi lăsa până nu va fi curățat tot orașul, așa cum trebuie să fie curățat. Am avut nenumărate discuții, am reușit să achiziționăm și un specialist
în deșeuri menajere și nu numai, este practic consultant și la groapa de gunoi a Clujului, care l-am angajat la primăria Turda și deja în 2 sau 3 săptămâni de când este la Turda a început deja colectarea selectivă în Turda Nouă, începând de la case, o să achiziționăm niște cutii selective, niște containere care, pe lângă pubele subterane pe care le avem, să se poată face colectarea selectivă. Colectarea selectivă o să începem pentru o porțiune din Turda cu domeniul public, domeniul public Turda, și o altă porțiune a municipiului Turda să fie făcută de către Prival, actuala firmă concesionară a serviciilor. Vreau să anunț populația cu această ocazie că au mai fost montate încă 4 baterii de pubele subterane, sunt deja la fața locului, funcționează, doar că acum se amenajează aleile din, sau știu eu, căile de acces spre pubele de către domeniul public. Săptămâna viitoare vom face la fel o conferință de presă, prezentarea locurilor unde sunt aceste baterii, unde s-au montat deja aceste baterii de pubele subterane și le vom prezenta populației. De asemenea, în acest an vom mai pune încă 4 baterii de pubele subterane încă în 4 locații, care le vom da publicității după ce hotărâm unde vor trebui să fie puse. E, uite că încetul cu încetul, dacă în 2016 lumea era neîncrezătoare în faptul că vor fi la Turda pubele subterane, nu le venea să creadă. Mulți spuneau că sunt zeneurile primarului. Ia uitați-vă că astăzi sunt deja 9 cu 4, 13, 17 pubele subterane care deja funcționează în Turda. Pe lângă acele containere inteligente de colectare selectivă pe care le-am realizat cu firma GreenTech. În urmă cu câteva zile ați inaugurat biroul unic al primăriei la înclădirea fostei poște, un sediu modern, plăcut pentru cetățean, care îi scurtează practic drumul pe care trebuie să-l bată înspre a-și rezolva problemele birocratice. Spuneați atunci că veți încerca să deschideți un birou de eliberare a permiselor de conducere la Turda și nu știu dacă ați mai făcut. Nu este o problemă să deschidem un birou, doar că noi trebuie să fim în consonanță cu Ministerul de Interne. Eu nu pot să accesez o bază de date la care în acest moment n-am acces. Trebuie să existe niște protocoale, trebuie să existe servere suficient de mari care să găzduiască aceste baze de date și din discuțiile pe care le-am avut atât cu firme consultante cât și cu Prefectura Cluj și cu Poliția Cluj, deocamdată este foarte greu să avem acces, deoarece sistemul încă este învechit. Și nouă ni s-a spus că se lucrează, din punct de vedere hard, pe aceste servere, deci vor fi înlocuite, vor fi de capacități mari, fiindcă dinamica hard este uluitoare, la fel și în soft, deci nu este o problemă să dotăm, doar că trebuie, ca în orice domeniu, trebuie alocați bani prin buget pentru aceste lucruri. Ar fi o degrevare fantastică a serviciilor județene în momentul în care cel puțin municipiile dintr-un județ să preia astfel de servicii. Trebuie personal specializat, trebuie protocoale, trebuie servere, trebuie consumabile și toate astea nu pot fi făcute peste noapte. Eu consider că în foarte scurt timp, datorită evoluției fantastice, cum spuneam, a hardului și softului, vom putea să avem această abilitate să eliberăm permise. Ce am realizat între timp? Am realizat un protocol la care se lucrează acum la prefectură, probabil că mâine e gata, va trebui trimis la minister, semnat de minister, semnat de noi, pentru preluarea pașapoartelor. Inițial, din cât am discutat, ei sunt foarte încântați, au și trimis o echipă la fața locului la Turda, acolo în birou unic despre care vorbeați,
vor avea un loc o dată pe săptămână, unde vor veni și turdași, câmpia turzii și împrejurimile pentru început. Vom începe preluarea pașapoartelor în sistem offline, după care, după perfectarea tuturor procedurilor pe care le presupune activitatea asta, vom trece probabil și la preluarea pașapoartelor în regim online. Cel puțin astea sunt discuțiile până în acest moment și despre atâta sunt abilitat să vă spun. Cred că este mult, că am obținut chiar și offline. Adică vin persoane de la Cluj, fac poze, fac înregistrările, fac înscrierile, preiau toate documentele la Cluj și după care fiecare primește acasă pașaportul, nu mai trebuie să meargă să-și ridice la birouri. Eu zic că e un câștig pentru populație, că se evită aglomerările și la Cluj. Știm că Clujul este un oraș foarte aglomerat și cred că prin astfel de măsuri se degrevează multe probleme, atât la Consiliul Județean Cluj, cât și la Prefectură. Da, și comunitățile astea două foarte apropiate, Turda și Câmpia Turzei, sunt și ele o entitate foarte mare. Nu cred că se justifică pentru amândouă. Deci cam așa s-a hotărât, Clujul face Cluj-Huedin, Dejul va face Dej-Gherla și Turda va face Turda-Câmpia Turzei. Așa e și normal, că cam astea sunt mărimile orașelor. Da. Vreau în final să vă întreb despre proiectul de care vorbeați anul trecut de lângă lacul Tarzan. Ce s-a mai făcut? Păi am trecut de multe etape. Vorbiți de complexul multifuncțional, nu? Da. Da, am avut reclamații de la turdeni, pe care au reclamații succesive. Am avut reclamații chiar de la așa zise organisme de presă, un organism de presă care funcționează fără niciun jurnalist și care s-a ținut scai de capul agenției de mediu, emanând de acolo tot felul de reclamații și că noi nu suntem conform cu realitatea. Sigur că trebuie să te conformezi. Adică că acolo este zona protejată, că nu putem construi. De fapt, ce s-a întâmplat? Că treaba e foarte simplă. Cineva doar a profitat. Fiindcă, din păcate, noi avem în Turda persoane, cetățeni, care nu doresc să se facă în Turda nimic. Nu doresc nici să intre fonduri europene, nu doresc nici să se dezvolte Turda și, pe cât pot, bagă bețe în roate. Sigur că nu ne cramponăm de un bețigaș, dar cert este că în anumite situații poate să întârzi. Ce s-a întâmplat și cu acest centru multifuncțional. Mai mult ar trebui să retragem de pe MySmith și să reîncărcăm în momentul în care am obținut autorizația. Ei, până la urmă, am obținut autorizația, a fost mult tergiversată chestia asta. Pe site-ul Ministerului Mediului au fost, la un moment dat, niște coordonate stereo ale zonelor protejate. Și era harta zonelor protejate din țara, din România. Ei, la un moment dat, fiindcă trebuia făcut o recalculare a zonelor protejate, au apărut custozii de mediu. Au fost o felul de transformări și în activitatea Ministerului de Mediu. A apărut custodii de mediu care au avut niște obligații de a conserva niște zone de mediu, a început să producă o bulversare de așa manieră încât aceste coordonate stereo ale zonelor protejate au dispărut de pe site-ul Ministerului, apărând pe site-ul Ministerului, practic, zona Natura 2000, care în Turda este pe circa, se întinde pe circa 130 de hectare și vă dați seama că asta s-a întâmplat la nivelul întregii țări, deci peste tot, în toate localitățile. Atâta timp cât eu am maxim 10 hectare de zonă protejată și tu pe site și trebuie, acolo n-am voie să intru, da? Trebuie să obțin avizul în afara acelor zone. Sigur că construcția noastră, centru multifuncțional, nu era în zonă protejată. Noi ne cunoaștem zone protejate, da? Acolo unde sunt nămorurile, în băie, niște plante protejate, în zona saline și așa mai departe. Ei, acolo sigur e și terenul cu nămol,
Oricum nu putem edifica construcții, dar zona unde era acest centru multifuncțional, la apropierea lacului Tarzan, deasupra pădurii, aia era o zonă foarte, adică care nu făcea parte, acolo e o poieniță, e superb. Și va fi edificat acest centru multifuncțional tot pentru Turden, că nu pentru cineva anume. Este vorba de recreere și tratament pentru cetățenii turdeni. O chestiune care poate aduce și foarte mulți bani municipiului Turda, plus că oferim încă un mijloc de recreere și tratament pentru turdeni. Apărând, deci dispărând cele 10 hectare care zone protejate și apărând 130 de hectare, de câte ori se mergea acolo, la mediu, dați-ne adeverință, adică autorizație pentru asta. Păi nu putem că sunteți în zonă. De fapt, nu era zonă protejată, era Natura 2000. Și pe acest considerent, aproape că la nivelul întregii țări, nu se mai putea da autorizații pentru nimic. Ei, cineva a speculat și a folosit aceste lucruri, sigur, făcând mult rău turdenilor, că până la urmă toate reintră normal. Ei, am arătat, noi am făcut niște studii, am adus toate coordonatele stereo, am folosit niște oameni cu multă experiență în domeniu, atât în turism cât și în minerit, și am reușit să furnizăm Ministerului Mediului absolut toate coordonatele. Ei, în urma acestei furnizări a noastre s-au deschis porțile și am primit autorizația. A durat mult. Din păcate, acum, sigur, noi am reîncărcat pe Mai Smith, dar acest centru se va face și părerea mea este că asta am și vrut. Începând cu edificarea acestui proiect, practic începem zona de domesticire a băilor sărate, care în acest moment este practic sălbatică. Asta vreau să zic, că nu știu ce e cu zona aia, grădina zoologică deja este la pământ, da, probabil iradiată. Strandul nu-l puteți lua, dincolo iar este o concesiune de nu știu câți ani. Acum suntem, adică am început discuțiile cu mediu, cu Agenția de Mediu și cu Ministerul Mediului să acredităm grădina zoologică din punct de vedere a mediului. Toate astea au condus la a da naștere sau a comanda un puz pe toată zona Băi Sărate ca să știm ce avem acolo. Fiindcă acolo sunt zonele alea nemoloase unde nu pot să edific construcții, nici n-am voie, dar nici nu sunt propice pentru rezistență la fundații. Și eu trebuie să știu acolo, am terenurile astea care le pot concesiona la investitor, ca să vină, că sunt zona Saline, în stațiunea balneoclimatică, da? Să știu să le dau, să facă pensiuni. Sunt zone, și atunci în această zonă foarte mare, de practic începând de la lacul Tarzan și până la Salină, acolo, în acest puz, am identificat toate zonele pe care noi le putem oferi investitorilor. Știți că este zona cum mergi pe drumul Ceanului, zona pe stânga, nu aia spre strand, da. Zona pe stânga, care practic acolo vin dejecțiile de la strada livedelor, fiindcă încă se mai cresc animale, noi am făcut somații, o să interzicem creșterea animalelor, că este o treie consiliu în acest sens, și acolo, prin asanarea terenului, putem da în continuare terenuri care se preteze la construcții ușoare pentru edificarea de pensiuni. E, cu acest puz putem să refacem practic toată această zonă. Iar ca să pot reface toată această zonă, trebuie să am exact pe site-ul Ministerului Mediului toată zona reglementată. Ca să știe. Și acum facem practic efortul, care acest puz va reglementa toată zona, vom stabili exact zone protejate, avem coordonatele stereo, mai urmează să le ridicăm pe site-ul Ministerului și atunci noi în Turda ne vom putea face treaba din acest punct de vedere și să construim în continuare, să ne dezvoltăm. Sigur că nu are nimeni interesul să construim sau să ne dezvoltăm ilegal. Acolo unde se permite și unde legea permite, vom edifica clădiri și baze sportive și baze balneare și așa mai departe.
Vă mulțumim pentru disponibilitate și având în vedere că suntem în luna martie, între 1 și 8 martie, poate vreți să transmiteți ceva concitadinelor noastre. Da, pentru frumoasele noastre femei, nu, din Turda. Exact. Eu le urez multă sănătate. Sunt foarte încântat că în general sunt foarte reactive la ceea ce se întâmplă în Turda. Noi avem eu am pretenția că primăria Turda are o comunicare foarte bună cu populația prin foarte multe mijloace, inclusiv toate organismele de presă din Turda, plus ceea ce putem, site-ul primăriei, alte posibilități online. Și am observat că femeile în general sunt mult mai reci și mult mai critice decât bărbații, ceea ce denotă faptul că este manifestarea sensibilității femeilor în exterior, fiindcă ele își doresc confortul și frumosul pentru copiii, pentru nepoții lor. Cu această ocazie le doresc, repet, multă sănătate, un an nou cât mai plin de realizări și le cer scuze, în primul rând, femeilor pentru tot deranjul pe care îl vom face începând din acest an în Turda, dar eu zic că merită, să nu ne înjurați foarte tare, vă rog să ne înțelegeți și așa să vă educați și copiii, fiindcă odată începute aceste lucrări, trebuie să fim încântați că intră atâtea fonduri în Turda, fiindcă ele, la un moment dat, se finalizează și de acolo încolo putem să avem grijă de municipiul nostru, de orașul nostru, de orașul pe care îl iubim, în care trăim și vom face tot posibilul și vă asigur pe toți cu această ocazie că vom reuși, mă voi strădui să fac toate rutele colitoare de care este nevoie pentru ca traficul greu să o scoatem definitiv din oraș. La mulți ani! Vă mulțumim frumos, stimați telespectatori, la revedere până la o nouă întâlnire!